Biserica Adventistă de ziua șaptea a luat naștere ca o împlinire directă a profeției. Nu se considera pe ea însăși ca o denominațiune, ci ca o mișcare având o misiune. De fapt, s-a opus oricărei structuri organizatorice și presiunii de organizare. Liderii și credincioșii au crezut în revenirea iminentă a lui Hristos. Ei au folosit toate mijloacele necesare să răspândească vestea revenirii iminente a lui Isus. Mulți oameni au devenit atât de emoționați încât și-au abandonat locurile de muncă și au lăsat câmpurile și grădinile în paragină. Pentru iernile din New England era nevoie de o pregătire deosebită, însă această pregătire nu s-a mai făcut. Oamenii credeau că vor merge în ceruri în luna octombrie. În schimb, ei nu au avut mâncare și bani pentru câteva luni. Dezamăgire ar putea să nu fie un cuvânt suficient. Cuvintele unui milerit spuneau: închinătorii adevărați au dat totul pentru Hristos, însă El nu a venit. Acum trebuiau să facă față grijilor și pericolelor vieții în fața celor necredincioși care îi batjocoreau. A fost o încercare teribilă a credinței și a răbdării. Un ziar metodist sub numele de Thunderbolts, Fulgerele, a fost plin de o mânie aprigă față de Joshua Himes și alți mileriți. Criticii îl acuzau pe acesta ca un mincinos, instigator, un tulburător și un trișor. Unii spuneau că Himes a părăsit țara, alții că s-a sinucis. Publicația Boston Post i-a numit pe liderii adventiști oameni fără principii, perfect conștienți de absurditatea opiniilor lor și de nesăbuința lor care au cauzat această mare dezamăgire. În realitate, Himes, Miller și alți lideri ai mișcării nu i-au învățat niciodată pe credincioși să-și lase locurile de muncă sau să-și vândă proprietățile și să-și neglijeze responsabilitățile sociale. Însă, credința lor i-a transformat în niște proscriși ai societății. William Miller însuși a scris: a trecut. Următoarea zi a părut ca și cum toți demonii din adâncuri ar fi fost azmuțiți asupra noastră. Hiram Edson se lamenta: este cumva Biblia greșită? Nu există Dumnezeu sau cer sau orașul de aur sau paradis? Este totul doar o fabulă amăgitoare? Nu există o realitate a credinței și a așteptărilor noastre cu privire la aceste lucruri? Luther Buttel spunea: toți s-au simțit singuri, fără dorința de a vorbi cu cineva. Toți erau tăcuți și își puneau întrebarea: unde suntem? Ce urmează? Toți stăteau în casă și căutau să înțeleagă ce să facă în continuare. Atunci, Hiram Edson a primit o viziune în timp ce se plimba pe câmp. Reinterpretarea le-a oferit o nouă speranță. Fondatorii bisericii au vrut să împărtășească această speranță cu acei credincioși pe care îi pierduseră. Lui Ellen Harmon White i-a fost arătat într-o viziune că James White ar trebui să scrie o revistă. Fără bani, dar inspirat, James a convins un editor să tipărească 1000 de exemplare ale revistei Adevărul Prezent. Revista clarifica ce se întâmplase în anul 1844, iar cheltuielile au fost plătite de unii cititori generoși. Lucrarea prin publicații a devenit rapid esențială pentru răspândirea învățăturilor adventiste, cum ar fi Întreita Solii Îngerească sau Adevărul despre Sabat. Pentru a nu tipări și în Sabat, biserica și-a întemeiat propria casă de editură, care a fost literalmente o casă în care credincioșii bisericii trăiau și lucrau împreună. Hiram Edson și-a vândut ferma și a donat banii pentru a cumpăra o presă manuală. Curând, biserica a început să distribuie revistele The Second Advent Review and Sabbath Herald. Deoarece nu aveau un tăietor de hârtie, Uriah Smith a tăiat toate marginile revistei cu propriul briceag. Iată ce spunea el: am făcut bășici la mâini în acest proces și de multe ori broșurile în forma lor nu erau la fel de aliniate ca și doctrinele pe care le învățam. La vârsta de 23 de ani, Smith a ales să lucreze ca editor și a păstrat această poziție pe tot parcursul vieții. Pe măsură ce lucrarea de publicații creștea, un tânăr imigrant canadian, pe nume George King, a venit cu ideea să se vândă abonamente pentru publicațiile adventiste. Așa s-a născut revista Semnele Timpului. Mesajul Evangheliei se revărsa din biserică și întâlnea oamenii chiar la ușa lor. Începutul bisericii adventiste de ziua șapte a fost extraordinar. Era oare ceva ce pionierii ar fi putut ține secret? Nicio șansă. Ei susțineau că aceia care și-au înnoit credința o vor împărtăși cu frații și surorile lor. Frații și surorile o vor împărtăși la rândul lor cu verișorii
marilor, iar aceștia cu frații și surorile lor. Astfel, credeau ei, marea însărcinare se va împlini singură. Dar nu a funcționat astfel. Va urma.